Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou etalare! Astăzi vă invit la o etalare pe plan sentimental, este o etalare generală. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că poate există un mesaj în spatele acestei etalări pentru dumneavoastră. Nu degeaba ați fost atrași de acest videoclip în acest moment. Trebuie doar să selecționați ceea ce considerați dumneavoastră că vi se potrivește și că este compatibil cu situația dumneavoastră. Haideți să vedem astăzi ce ne arată cărțile de tarot și oracol, dragii mei, pentru voi, cei care priviți acest clip în acest moment. Această etalare nu are timp, este valabilă ori de câte ori dumneavoastră cădeți asupra acestui videoclip. Simt câțiva dintre voi că manifestați o ofertă, așteptați ceva de la cineva, o ofertă de la o persoană care a plecat, care parcă v-a abandonat sau dumneavoastră ați abandonat această persoană. Există această tendință a abandonului. Simțiți că nu mai sunteți fericiți sau că poate nu atingeți acea fericire, acea împlinire. Doriți stabilitate și o relație, bineînțeles, stabilă, o relație de viitor. Nu vreți ceva de scurtă durată. Haideți să vedem despre ce este vorba în această etalare. Ok. Ok, haideți să vedem. Dumneavoastră văd aici că legat de conexiunea pe care o aveți cu o persoană specială, nu vă mai găsiți acea forță, nu vă mai găsiți motivația, nu mai găsiți dorința de a merge către visul de a fi cu această persoană. Ceva s-a întâmplat aici în interiorul dumneavoastră. Ați avut probabil și o confruntare cu această persoană sau chiar cu dumneavoastră, un conflict în interiorul vostru între minte, corp și suflet, de ce nu? Doriți ceva și doriți clar că acest ceva este stabilitate și sentimente stabile din partea unei persoane. Nu vă mai doriți un du-te vino, însă aici, din câte văd eu, stabilitatea parteneriatului cu această persoană a fost distrus sau distrusă de probabil apariția unor circumstanțe care pot fi traduse prin o persoană sau mai multe persoane. Există acest efect care a blocat persoana respectivă și a făcut-o să plece din viața dumneavoastră fără absolut parcă nicio remușcare. Însă așteptați-vă, pentru că a creat drama această persoană în viața dumneavoastră, însă așteptați-vă la ceva din partea acestei persoane care o să vă dea pe spate. Apariția acestei persoane sau mesajul acestei persoane, în orice caz, o să vă dea pe spate. Așteptați-vă la ceva de neașteptat, dacă îmi pot permite să spun așa. Abandonul care l-ați creat, da? Repet, fie voi, fie această persoană, însă simt foarte mult că vine din partea acestei persoane, a creat această dramă, a destrămat ideea dumneavoastră de casă fericită, de stabilitate, a destrămat această idee de suflete pereche, de suflete gemene, de înțelegere reciproc. Ați pus pe persoana aceasta în prim plan. Totdeauna v-ați dorit fericire cu această persoană. Câțiva chiar ați fost căsătoriți cu persoana
la care vă gândiți, persoana specială, o parte din voi sau ați locuit cu această persoană pentru o scurtă perioadă de timp sau o lungă perioadă de timp, dar cel puțin 4 luni de zile ați locuit cu persoana respectivă în cazul a unor persoane, dar s-a întâmplat ceva și atunci așteptați-vă în acest moment sau da, în viitorul apropiat ca această persoană să vină să repare ceea ce a stricat, în ghilimele, dar să vină cu o explicație. Explicația cu care va veni va fi capabilă să, sau cel puțin așa vrea această persoană să acopere pierderea pe care voi ați suferit-o. Pentru că ați suferit o anumită pierdere și nu numai că ați pierdut această persoană, dar ați pierdut interiorul dumneavoastră, vedeți, v-ați pierdut pe voi, ați pierdut poate încrederea în voi, ați pierdut ambiția pe care o aveați, forța interioară în general. Și această persoană văd că va veni pentru pur și simplu a repara ceea ce a stricat sau ceea ce alții au stricat. Pentru că există posibilitatea ca să fie și altcineva implicat în această conexiune și care să fie piedica între voi doi. Parcă vine să, în ghilimele, să dea o mână de ajutor, dar nu suferinței dumneavoastră, dar dramei pe care a produs-o. Va exista o oarecare confruntare pe care această persoană o va face. În orice caz, așteptați-vă la ceva care o să vă surprindă din partea acestei persoane. Ceva la care nu v-ați gândit, da? Nici nu v-ați fi gândit că s-ar fi putut întâmpla vreodată, dar vă va aduce un mesaj care o să vă dea un pic pe spate, da? Acest mesaj. O să rămâneți un pic blocați, nu o să știți ce să credeți. Deci așteptați-vă la un mesaj din partea acestei persoane, ori un mesaj, ori că vine și vă veți întâlni față în față, dar persoana aceasta, prin ceea ce vrea să vină către voi, vrea să facă dreptate. Se consideră nevinovată, iar voi o să aflați lucrul acesta. Se pare că a fost victima unor conjuncturi sau unor circumstanțe la care nici el sau ea nu s-ar fi gândit. Această victimizare a sa la început pentru voi nu a părut că și-a bătut joc, da? De voi, de credința voastră în el sau ea sau în această parteneriat, în această frumoasă, eu știu, emoție pe care dumneavoastră ați simțit-o, considerând că este un suflet pereche al dumneavoastră, însă va veni pentru a îndrepta lucrurile, pentru a face lumină, pentru a balansa lucrurile. Uitați-vă aici, justiția, pentru a scoate adevărul la iveală și vrea să scoată acest adevăr la iveală. E ca și cum cineva l-a trădat pe el sau pe ea, da? Și l-a manipulat sau a manipulat-o încât să îl facă sau să o facă să vă părăsească pe voi și să facă o alegere greșită. Circumstanțele pe care le-a avut această persoană la momentul respectiv au fost cu totul greșite, însă și-a dat seama sau o să-și dea seama cât de curând. Eu consider că și-a dat seama deja pentru că vine să îndrepte lucrurile. S-ar putea ca această persoană să fi fost implicată în probleme legale, poate să fie vorba de un divorț sau probleme legale, o situație legală, o situație care
care necesită un document, probleme poate de poliție, da? În unele cazuri, însă, în general, acolo, deci unde nu se potrivește justiția, este când această persoană vine să scoată adevărul la iveală și să balanceze lucrurile, să facă lumină în cazul dumneavoastră și ce s-a întâmplat. Lumina aceasta o să o facă prin această justiție, prin explicații. Există și are legătură cu o căsătorie, ceea ce vă va explica dumneavoastră are legătură cu apariția unui copil și cu o relație în secret, o manipulare sau cu secrete deținute de această persoană și pe care nu le-a expus sau secrete care cineva le-a deținut vis-a-vis de această persoană și de-abia acum persoana specială din mintea voastră le-a aflat. Sunt anumite, dumneavoastră veți fi totuși decepționați de întârzierea cu care persoana specială va acționa, pentru că ea este în curs să creeze acest plan, dar decepția dumneavoastră pentru întârzierea aceasta va fi foarte mare și emoțiile dumneavoastră vor fi mixte. În momentul revenirii acestei persoane, dumneavoastră veți fi în același timp fericiți, dar și în același timp triști, pentru că vă este teamă că din nou vă va dezamăgi și din nou dumneavoastră veți cunoaște anumite nu știu, probleme pe care le-ați fi avut în trecut, pentru că energetic vorbind ați fost legat de persoana aceasta și manifestând lipsa acestei persoane în viața dumneavoastră, ați atras un pic tot felul de piedici, de probleme în viața dumneavoastră de zi cu zi, poate financiare, poate de sănătate în unele cazuri, dar ați atras aceste lucruri. Nu din cauza persoanei respective și nici din cauza dumneavoastră, dar energetic câmpul de energie așa se manifestă. Și nehrănindu-vă cu dragostea acestei persoane sau cu dreptatea pe care vroiați să vi se facă, ați creat-o cu totul altă energie, blocând alte vibrații în alte domenii. Repet, poate fi financiară, poate fi de sănătate. Și în momentul în care această persoană va veni, pentru că da, va veni cu o veste și așteptați-vă, repet, la această veste care o să vă dea un pic peste, o să vă ia un pic prin surprindere, un pic mai mult și o să vă dea pe spate, dar nu o să fiți foarte, foarte, de ce o să vă dea pe spate? Pentru că da, vreți ca această persoană să vă explice, da, aveți nevoie de aceste explicații, dar în același timp vă gândiți că dacă veți accepta aceste explicații, din nou, emoțional vorbind, vă veți destabiliza, pentru că ați făcut mai mulți pași către vindecare. Ce înseamnă această vindecare? Înseamnă să stabilizați lucrurile în viața dumneavoastră și asta pe toate planurile. Și vă este teamă de faptul că poate sau nu să existe din nou manipulare. Dacă vă minte din nou această persoană, dacă este geloasă, dacă acționează doar din gelozie, dacă acționează pentru că el sau ea se află în momente tulbure în viața sa, pentru că are anumite probleme, ceva i s-a întâmplat destul de drastic în viața persoanei respective, despre care această persoană o să vă spună, o să vă vorbească și nu știți dacă va veni la voi doar pentru că are aceste probleme și vrea să rupă ceea ce are dificil în viața sa și să vă țină în spate, să nu vă lase să plecați, să vă tragă înapoi. Vă gândiți la lucrul acesta, dar
nu văd că veți respinge complet persoana asta specială. Încă țineți foarte mult la această persoană, în ciuda faptului că v-a secat de putere. Pentru că voi va trebui să vă regăsiți puterea, voi va trebui să vă recontrolați sentimentele, voi va trebui să știți cum să balansați ce emoții lăsați să se arate la suprafață și ce emoții țineți și păstrați în interiorul vostru pentru a nu le arăta acestei persoane. Dar va veni cu un important mesaj pentru voi, această persoană. Haideți să vedem. Văd o persoană peste 25 de ani cu, cu părul, eu știu, un pic roșcat, poate blond, da? Ochii verzi sau albaștri. S-a gândit foarte mult, vedeți, la acest plan. Fata asta s-a întors singură la planul său, la ceea ce trebuia să facă. Dar vestea acestei persoane o să vă dea pe spate, să vedem cam despre ce este vorba. Din nou există această balanță, repet, pot fi probleme legale, pot fi probleme legate de un document, legate de un divorț, legate de poliție, de justiție în general, sau persoana asta lucrează în justiție, în poliție, cu acte, domeniul acesta, poate să fie și asta, poate să însemne și asta, dar despre ceea ce vrea să vă spună sau cu ce energie va veni în vederea acestui echilibru, va veni cu această ofertă, am zis, va veni cu o ofertă foarte, foarte bună pentru voi. Uitați-vă aici și soarele. Oferta aceasta este una extraordinară, da? Trei cărți care demonstrează intenția acestei persoane și, de fapt, ce va face, pentru că nu este doar intenția sa. Intenția este să balanceze aceste lucruri, de ce vine cu această ofertă, de ce vrea să facă acest lucru, pentru că are nevoie să se miște, este blocată această persoană. Ceva sau cineva o blochează pe această persoană, iar el sau ea are nevoie să iasă din energia aceea stagnantă și să vibreze la același nivel cu dumneavoastră, și de asta nu vrea să vă lase să plecați, iar voi nu o să știți ce o de fapt ceea ce își dorește această persoană, dacă din nou deține secrete, dacă din nou ține anumite lucruri în interiorul său și nu vi le expune, și asta pentru că vrea să vă manipuleze, să ajungeți într-o direcție pe care și voi o vreți, pentru că această persoană vrea această uniune, dar sunt lucruri pe care voi le considerați că sunt minciuni, sau o să le considerați că vor fi minciuni. Nu știu dacă mai credeți această persoană, dacă veți mai avea încredere în persoana respectivă. Persoana aceasta, așa cum v-am zis, încearcă să se vindece, la fel cum ați făcut și voi. Voi v-ați aflat într-un proces îndelung de vindecare, ați avut răbdare foarte mult, nostalgia ambilor față de ceea ce ați avut împreună, ceea ce ați comunicat, ceea ce ați trăit, vă face să spuneți da acestui parteneriat, să spuneți da reîntoarcerii persoanei acesteia, să spuneți da la ceea ce această persoană o să vă spună, în ciuda decepției și întârzierii pe care a avut-o această persoană în a veni cu această ofertă. Până să vină cu această ofertă i-a trebuit foarte, foarte, foarte mult timp, însă este clar că în perioada în care persoana respectivă a stagnat, nu era trează acestui parteneriat, nu a fost oarecum pe deplin implicată alături de voi. Dar așa cum ați fost voi. Ok, o carte a căzut jos, nu știu de ce. Ceva este nejust, vedeți? Din nou, această balanță simte că ceea ce a produs în viața dumneavoastră, decepția aceasta, timpul pe care v-a lăsat să-l așteptați, optimismul pe care vi l-a dat din când în când prin apariția sa și din nou prin dispariția sa,
v-a făcut să fiți mai rigizi în momentul de față, v-a făcut să fiți un pic insensibili la mediul dumneavoastră înconjurător. Pentru că, de ce zic insensibili? Pentru că v-ați oprit din a crede oarecum ceea ce ceilalți vă expun. Înainte erați o persoană extrem de optimistă și aveați o forță interioară extraordinară, însă challenge-ul dumneavoastră acum în acest viitor apropiat, când această persoană se va întoarce, este controlul pe care va trebui să-l aveți asupra dumneavoastră, asupra emoțiilor dumneavoastră, asupra ambiției dumneavoastră, asupra optimismului, asupra insensibilității acestei, asupra rigidității, pentru că asta reprezintă provocarea voastră. Intuiția dumneavoastră jumătate vă spune dacă ciclul acesta se repetă din nou, dacă dezamăgirea va fi și mai mare de data aceasta, dacă persoana asta din nou vă promite lucruri și nu o să se țină de cuvânt nimic și iarăși aveți teama că veți fi prizonieri emoționali al acestui parteneriat. Mai acum când dumneavoastră v-ați vindecat, da? Tocmai acum când procesul de vindecare este aproape încheiat în viața voastră, aveți teamă să spuneți da, dar cărțile arată că veți spune da, na, vă este teamă. Haideți să vedem ce este cu această ofertă. Oferta este pentru a se reuni cu voi. Oferta este exprimată prin această reuniune. Într-adevăr, nu o să vă vină să credeți, pentru că nu mai credeți în că această persoană poate avea un angajament vis-a-vis de dumneavoastră după tot ceea ce v-a făcut. Efectiv, nu mai credeți. Nu gândiți că o să vă aducă fericire. Chiar dacă o să spuneți da, vă gândiți oare voi fi fericit sau fericită cu el sau ea. Nu știți dacă în mintea dumneavoastră vor veni și acele momente dificile pe care le-ați trăit voi. Fie cu această persoană, fie în momentul separării de această persoană, prin ceea ce v-a făcut, prin să suferiți, la suferința aceea. Nu știți dacă veți uita acea suferință, nu cred că o veți uita. Această persoană are impresia că voi l-ați controlat sau v-ați controlat-o întotdeauna și de aceea a fugit, pentru că nu-și mai putea controla sentimentele singur, așa sau singură, așa consideră el sau ea, consideră lucrul acesta că a făcut-o să fugă, da? De voi, acest control pe care voi l-ați fi exercitat asupra sa, vezi? Și a fugit, da? A fugit de dumneavoastră, însă roata se întoarce. De aceea s-ar putea ca voi să nu mai spuneți așa da din prima persoanei acesteia, să nu-i oferiți acea reușită, pentru că va veni tot așa de îngânfat sau îngânfată, tot așa de cu un aer arogant către dumneavoastră, cu o propunere care o să vă dea pe spate, așa consideră el, o propunere care să arate prosperitatea acestei relații, angajamentul său, reușita, da, vis-a-vis de voi pentru această reuniune, pentru că în timpul separării de voi, pentru că s-a creat o pauză, prin această separare, prin acest abandon, s-a creat o îndepărtare, efectiv o îndepărtare fizică sau o îndepărtare emoțională, și asta pentru că în unele cazuri această persoană a fost victima unor circumstanțe privind anturajul său. Ori nu a avut curaj, victima propriei sale frici. Nu a avut curaj să vină către voi, nu a avut curajul să lase în spate un trecut. Probabil această persoană a fost trădată la rândul său și atunci nu a avut acest curaj, nu a avut curajul să vă prioritizeze pe voi în viața sa.
Ok? Și atunci toate lucrurile s-au blocat. Dar nu numai la el sau la ea, ci și la voi. Și voi ați avut anumite blocaje. Dar, vedeți, interesant este că știe că voi sunteți norocul său, știe că voi sunteți persoana care aduce lumină, știe că voi sunteți acest soare, pentru că această persoană caută acest soare și interesant că a ieșit atât soarele cât și luna imediat după, ca să vedeți această polaritate, yin și yang, soarele și luna, voi doi, uitați-vă aici, voi doi, foarte interesant, și simte această energie sacră, simte acest contract al sufletului, și nu numai că simte, dar va înțelege. Este foarte important să și înțeleagă, una este să simtă și alta este să înțeleagă. Și apoi va uita ideea sa de faptul că voi l-ați controlat sau ați controlat-o. Există protecție divină asupra acestei conexiuni de asemenea, din câte văd eu aici. Energii foarte, 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 foarte interesante, foarte puternice. Deci așteptați-vă în viitorul apropiat la ceva destul de surprinzător, care o să vă surprindă într-un mod wow. Da? O să vă surprindă efectiv foarte, foarte mult, și o să vă... și foarte rapid, da? Rapid o să vină această persoană, foarte rapid, 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 rapid. O să vă dea pe spate această revenire în forța persoanei respective și nu numai revenirea sa, dar ceea ce o să vă spună. Pentru că important este ceea ce o să vă transmită această persoană, pentru că informația respectivă o să vă facă să spuneți da acestei persoane. Indiferent, repet, de decepția și de întârzierea de care a dat dovadă el sau ea vis-a-vis de voi. Pentru că mereu, mereu a întârziat lucrurile, mereu spunea astăzi ceva, mâine făcea altceva, și de fapt nu făcea nimic. De fapt totul s-a Mam. Dragii mei, aceasta este etalarea pentru astăzi. Mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Vă iubesc și vă doresc toate cele bune. La revedere!